Din episoadele anterioare, Delia a devenit victima propriului său complot. A dat nas în nas cu Sorin, Iani și Tauru în mijlocul pădurii. Băieții au speriat-o puțin, dar apoi au lăsat-o să plece. Însă dintre copaci s-au auzit două împușcături. Relația Dianei cu Iani a evoluat. De la un parteneriat perfect într-o afacere de multe milioane de euro, a devenit o prietenie intimă cu beneficii. Eugen a dat un anunț în ziar pentru a angaja o menajeră. O tânără apetisantă, frumoasă și aparent foarte harnică, l-a convins că e persoana potrivită pentru job. Vlad Dumitrescu, tânărul polițist, s-a transferat de la Cluj pentru șpaga primită de la Iani, dar mai ales pentru a-și găsi tatăl, de la care nu i-a rămas decât o fotografie. Unde te ascunzi, vierme? Rămâneți cu noi! Începe Iubiri Secrete! Andrei e îngrijorat pentru soția lui. Blocajul Mariei devine din ce în ce mai apăsător pentru relația lor de cuplu. Noroc! Ce faci, nepoate? Parcă trist, ești îngrijorat? Ce-i cu tine? Oh, nu sunt îngrijorat așa. Sunt aici pentru tine. Da, măi, dar vezi, e o problemă puțin mai sensibilă. Nici nu știu dacă e bine să discut despre treaba asta, știi? Mi-e greu, adică, asta zic. Andrei! Dă-ți drumul, vorbește. Asta te poate ușura mai mult. E faza că eu cu Maria de la toată povestea cu accidentul și toată chestia care a fost cu copilul, cu pierderea sarcinii, cu absolut totul, noi nu am mai făcut deloc dragoste. Adică avem o problemă în a apropia în sensul ăla, știi? Nu, asta e o problemă care se rezolvă. Dacă merge la un psiholog, problema e rezolvată. Da, bunicule, da, eu înțeleg treaba asta. Dacă ai să meargă la un psiholog, trebuie să fie cineva de încredere. Eu oricum, ea trebuie să știe și vreau cumva să fac să înțeleagă că poate să aibă mine toată încrederea din lume și că am toată răbdarea din lume pentru ea. Știu, Andrei, știu cum ești tu. Da, cum sunt eu. Oricum, îți dai seama că e tensionant. Deci noi doi, de la accident, de dinainte de accident, practic, n-am avut niciun fel de contact intim până acum. Ce faci, mă, aici? Cum adică, mă, stai, că eu cred că n-am auzit bine. Adică tu de câteva luni de zile n-ai mai făcut sex? Bă, dacă tot ai auzit și dacă tu te furișești, asculti și tragi cu urechea, măcar fă astfel încât să n-audă toată casa ce s-a întâmplat, da? Te rog mult. Cum să n-audă? Băi, nu e posibil așa ceva. Băi, dar nu înțeleg, pe bune, cum reziști, bă, eu aș muri fără sex, mă. Adică asta e tot, mă, esența vieții, e nemurirea, tot, mă. Băi, Radule, tu nu vrei să înțelegi o treabă aici. Nu vrei să înțelegi că eu sunt complet diferit față de tine. Corect. Mă comport altfel și pentru mine contează mai mult dragostea și chestiile astea. Dacă vrei să înțelegi bine, dacă nu, poți să faci mișto în continuare, treaba ta. Mădălin își spășește cu minte pedepsa în închisoare. Regretele lui pentru tot răul pe care l-a făcut familiei Mariș, rudelor lui, sunt sincere. Să rămână scumpă, mămică, să rămână. Bună, băiatul, mama, ce faci? Ce să fac? Foarte bine. Și care e cea mai mare dorință acum? La cât dator îmi e de voi? Nu vreau decât să fiu alături, să fiu lângă voi și să vă iau pe toți în braț, să vă pup, să vă zmotăcesc. De pe așteaptă mama să fie acasă. Ia zi-mi, ce mai e pe acasă? Păi ce să fie? Radu cu Andrei sunt bine. Am scăpat de Delia, nu știu ce se întâmplă, că n-a mai apărut. De când s-a certat Radu cu ea, a dispărut și dusă e. Doamne ajută, bine că nu mai văd în casă, am rămas cu nemedii ceilalți pe cap. Anda, Diana, Mircea. Și s-a mai întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat? Uf, mamă, au venit interlopii ăia, nemernici, nenorociți, nici nu știu. Și Mamironi? Da, mamă, și ne-am amenințat. N-ai bisea, Mamironi, cum le zici tu. Și ne-am amenințat, vor parte la casă. Ce să spun, deci a fost tamta mare acasă. Bă, nene, și am amenințat eu.
Mamico, nu mai. O să ies de aici și o să le dau o lecție pentru totdeauna la ăștia. Madalin, te roagă mama să stai liniștit, să nu faci vreo prostie mami. Dacă știam că reacționezi așa, nici nu-ți spuneam. Te rog, mama, e mai scumpă libertatea, eu nu vreau să te întorci înapoi mama, aici. Nici eu nu vreau să mă întorc aici. Credeam pe cuvânt că nu mi-e deloc bine. Dar înțelegi un singur lucru. Pentru mine, familia e sfântă. Nimeni nu se leagă de familia mea. Nimeni nu-i amenință și nimeni nu-i le face rău. Înțelegi? Iar de mami Ronu să mă ocup personal, o să le dau o lecție, să mă țină minte o viață întreagă. Da, fă. Iani și Diana formează doar de puțin timp un cuplu. Împreună pot izbuti mai ușor să pună mâna pe milioanele marișilor. Te aștept pe pian în baie. Da. Nud. Bineînțeles, nud. Bine, fă, hai, te pup. Pa, pa, te pup și-o, pa, pa, pa. Bine, fă, auzi, cu cine vorbe? Cu maimuța mea. Nu te-a părăzit? Nu. Înseamnă că are un interes imens. Are, șobolan. Șobolan. Șobolanul ăla de sub pian. Care calc eu mereu. Medelin. Domnul Medelin! Medelin, da, Medelin. Bună, bună ziua. Da. Ce faceți? Bine? Vă sunteți bine? Unde ești? Unde ești, oie? La pușcărie? Aha, am înțeles. Stau minunță. Băi, și costură, dacă te prindeți rufrânele. Ia vezi tu mai subțire. Da. Și familia ta și ce înseamnă pentru mine. Mâși file, mâși tartar, antricoate, ce vrei tu, creier. Fii atent. Tu ai nevoie de o cămașă de forță. Ai înțeles? Uite, îmi spune cineva să închid cu tine ca să nu consum bateria. Distracție plăcută. Hai, bye, bye. Ce vrei? Ce gustul ăsta la amenință, măi, băiatule. Vezi că fraierul nu-i de glumă. Peste două zile iese. Păi și asta nu e bine. Da, dar poate... nu iese. Cum adică, frate? Diana a urmărit de la etajul vilei discuția lui Andrei cu bunicul. A aflat de frământările lui și a întrezărit o altă oportunitate de a-și băga coada. Bun, Andrei, ce faci? Uite, vreau să stau puțin singur aici pe pontoar. Stai liniștit, nu o să te țin mult. Am vrut doar să spun că știu despre problema ta și a Mariei. Dumnezeule, știe toată casa de problema asta? Nu știe toată casa, știu doar eu și vreau să spun că te admir pentru caracterul tău. Foarte mult. Ok, îți mulțumesc, dar cred că asta e o problemă care se rezolvă între mine și soția mea, înțelegi? Ideea e că mă gândeam că totuși o să te satur la momentul ăsta să aștepți pe Maria. Și... o să te gândești la mine ca la o eventuală parteneră. Doamne, Dumnezeule, Doamne, nu. Te rog frumos să mă înțelegi, eu nu sunt nici bunicul, nici Radu. Eu sunt cu totul altfel și, după cum știi foarte bine, o iubesc foarte mult pe soția mea și nu mă interesează absolut nimeni altcineva. Asta am înțeles, dar niciodată să nu spui niciodată. Gândește-te că ar putea fi ceva chiar foarte frumos între noi, înțelegi? Nu ar avea ce să fie frumos între noi, din moment ce eu iubesc alte femei. Cred că e foarte clar aici, nu? Da, lucrurile totuși se pot schimba, oricum gândește-te la asta. Da? Mădălin l-a sunat pe Iani din închisoare să-l avertizeze să nu se mai atingă de familia Mariș. În felul ăsta, Mădălin a devenit incomod. Auzi, mă, frate meu, tu ți-l aduci aminte pe Sabie? La mai masiv, așa? Ăla tatuat pe tot corpul, care are de făcut pușcărie pe viață. Omul și așa nu mai are ce să mai piardă, are și-al mai mătoi de crescut acasă, de hrănit, familie. E voie de bani, cred? Mădălin pe Sabie, Sabie pe Mădălin. Dacă e Mădălin pe Sabie, Mădălin mai rămâne acolo. Păi da, dar asta întârzie un pic lucrurile. Ar trebui să dispară de tot Mădălin. Da, da, fii atent. Pentru Mădălin.
La întoarcerea din concediu, inspectorul Coman s-a găsit într-o situație neplăcută. Delia dispărută, mamironii liberi și nicio pistă deocamdată. Mai cum stăm cu mandatul de percheziție pentru casa mamironilor? Am vorbit. O să fie gata până mâine. Dar de ce durează atâta? Birocrația din România durează mult și la noi, în poliție. Vlade, mă frământă foarte tare dispariția asta a Adeliei. De câte ori s-a întâmplat asta până acum, n-a fost de bine. Sunt convins că o să o găsim. Suntem aici pentru asta, nu? Optimismul ăsta al tău de mine nu se prea prinde. Ești licențiat în psihologie. Așa e. Spune-mi, te rog, ce motive lăuntrice putea avea fata asta să dispară așa în neant, fără să anunțe rude, prieteni, chiar și pe noi care o protejam? Am învățat din experiență că femeile nu pot fi înțelese. Dispar fără motiv, pur și simplu. Poate e la fel un caz. Adică vrei să spui că în materie de doamne, psihologia operează cu alte unități de măsură? Eu cred că în cazul ăsta unitățile de măsură se găsesc în casa mamironilor. Ei sunt cei implicați în dispariția Adelei. Aveau toate motivele să o facă. Da, dar avem nicio pistă în sensul acesta, nu? Măi, ia-mi și mie poza aia, poate cine știe. Am memorie la oameni, să știu. Da, ce este? Domnule comandant, am o veste extraordinară. Chiar aveam nevoie de așa ceva, spune. Am găsit mașina Adeliei lângă o pădure. Vă rog să poftiți, Vlade, să vedem despre ce este vorba. Hai să mergem. Nu cu mult, după ora trezirii, cineva bate la ușa vilei Mamiron. Să fie un dușman, un prieten sau poliția. Iată-mă! Ce-a fost tu? De bine, ce fac, am ieșit oară. Tu și poți la mea favorită? Da, câte surori mai ai, mă? E, ho, fă că zic și așa la miște. Ia uite, frate, eu cine a venit. Ce faci, frate? Normal că mi-a dat. Ia uite ce frumoasă te-ai făcut. Păi da, am mai crescut. Da. Ia uite, bravo. Foarte frumos. Eu obicei mi-am cam ceasa. Auzi, Duduia. Dar ce cu tine? Că de obicei când venea avea un tip de haine după tine. E, dar de ce să mai iau? Oricum îmi las voi tot ce vreau. Dar normal că tu ești mai mică și mai răzgheată. Normal. Dar să știi că am două surprize pentru voi. Ce surprize? Care? Păi una ar fi că aș cam vrea să rămân aici. Forever. Știi de ce? Viață, distracție, băieți frumoși. Perfect. Da. Așa? Da. Nu? Băieți frumoși, da. La 17 ani. E, nu mai sunt mică. Stai puțin. A doua. Yeah. O să vă spun. Am pregătit-o în astea două zile. Știi că eu de vreo două zile sunt în București. Dar am stat la o prietenă. Ai stat la o prietenă? Da. Pe unde ai stat tu? Am stat la o prietenă să vă pregătesc. Vreau să știu și eu care e prietenă. Nu mai țipa că o să spun. Pe băi, Sorina, a venit de două zile în București, nu știu de ea. Vă puteți să dea măcar un telefon. E o surpriză. Și o stricam dacă vă spuneam. Dar o să vă spun surpriza după ce vreau și eu să mă schimb, să fac. Bine, hai să te și schimbă-te. Haide. Hai, frate, nu mai țip la mine, nici bine n-am venit. Păi, da. Hai că mă duc să mă schimb. Tete la ea. O surpriză de două zile în București. Hai mă, și ce e rău în asta? E surioara noastră. Băi, asta și-a luat arfe. Și n-are decât 17 ani. Și mucioasă asta. Frate, mi-o trebuie să adaptez. Avem și-am București. Arfe, mol, piscină. De să mor eu. Dacă o prind cu vreunul, pe ea o bag la izolare 10 ani. Și pe el și unde? Îl bag într-un cavou. Într-un tomberon de gunoi. De ce ești mășetirea? Că ești surioara noastră. Hai să te explic ce vreau. Până la nuntă vreau să fie virgină. Mamă, zici că ești mama aia, zici că ești, după cum vorbești. Da, bine că sunteți voi tineri și neliniștiți modernilor. Și în altă ordine de idei, ca să nu ne depărtăm prea mult de subiect, trebuie să mergem până la pușcărie să vorbim și noi cu Sabie. Frate meu, te uiți cât e ceasul? Abia vine surioarea mea, vreau să mai vorbesc și eu un pic cu ea și după trebuie să o iau pe roșcată de la facultate. Am și un plan. Pe cine? Pe Irina? Pe Irina. Pe roșcată. Deci nu mergi. Păi nu am cum, nu-mi permite timpul. M-am înțeles. Tu tragi cu clanul. Nu numai că trag clanul, trag să ne fie bine, frate. Uh-huh. Băi, atunci ce pot să fac decât să mă duc să-l iau pe Taurul și să mă duc el? Te pup. Și eu te... Nici măcar nu te salut.
Bravo, grăsuțule! Bravo, băi! Bravo! Debutul vindecării lui Andrei a fost spectaculos și încurajator. Terapiile au avut efect, dar e nevoie de mult antrenament și voință pentru fiecare pas nou. 6, 7, 8, hai! 8! Așa, bravo! Ia! Bună ziua, bună ziua! Ce faci, iubito? Bine, uite cum am ieșit de la piață, am fost cu mama ta puțin plecată și am venit să văd ce faceți, că tot au zgomote de sus pe aici, ce faceți? Exersam unui! Exersați? Foarte bine. Dau o pauză așa de 5 minute. Asta zic și-o, tache, și hai să facem așa, fie din aici, luăm o pauză, te duci tu, te răcorești puțin? Nu! Acum nu discotam, după facem până la 9. Pe câte mai am de făcut? Una, 8. Nu, mai am pauză, dacă ieși. După aceea pauza, după aceea fata. Da, facem bine. Stai jos, Mariasa, hai! Una, hai! Lasă-mă că fac doar pe asta. Bine, hai! Ia! Bravo! Andreza, am surpriza pentru tine! Ce surpriza, Takeshi? Despre ce e vorba? Doamne, omul ăsta nu-i întreg la minte. Despre ce-o fi vorba? Ai ceva legătură cu treaba asta? Nu, chiar nu știu nimic. Tu ai luat-o! Ce? Asta! Păi... Păi? Păi i-am făcut o probă! Păi... Andrei-san! Andrei-san? Da! Andrei-san! Hai aducem! Hai! Andrei-san? Da! Aducem! Hai aducem! Hai! Ce surpriză? Radu e surpriză? Nu, asta! Da, eu sunt surpriză. Nu, asta e surpriză. Ce asta, dacă și ce e cu asta? Ce e asta? De azi înainte, nu mai merge cu cărucior. Păi și dacă și crezi că poți să mă descurc cu asta? Crezi că poți să merg cu asta? Hai mă, tu te-ai îndrăgostit de căruciorul ăla, lasă, treci la asta, hai, fă-i un test drive. Nu chiar așa de rău. Iulia, noua menajeră a familiei Mariș, este sora fraților Mamiron. Să fie o simplă coincidență jobul ei de la vilă. Mi-a dor de tine. Na. Da. Ți-era dor de mine. Ia zi. Ce știi? Ziceai ceva de surpriză. Ce s-a întâmplat? Știi că mi-ai povestit tu la telefon de că vă războiesc cu o familie Mariș. Ce legătură ai tu cu familia Mariș? Că noi vrem să le luăm acțiunile, să luăm să facem afaceri. Ce treabă ai tu? Tu ești mic. Să vezi de mall-uri, de ce faci tu? Asta e surpriza. Vreau să vă ajut, că mă plictisesc toată ziua la shopping. Păi cu ce ai putea tu să ne ajut, mă, surioară? Eu, ca să vă ajut, m-am infiltrat în casa familiei Mariș ca menajeră. Ce ai făcut? Takeshi a avut mult de lucru până să-l vadă pe Andrei în picioare. A răpit-o pe Maria ca să-l forțeze să se ridice și i-a oferit un cadru care să-l ajute la mers. Bravo, mă! Am transpirat eu! Wow, ce bine! O să fie destul de grea adaptarea de la scaun la obiectul ăsta, dar până la urmă... Uite că am reușit să fac. Ce faci, mamă? Doamna Valeria, veniți să ne bucurăm! Haideți, veniți să ne bucurăm! Haideți! Haideți, veniți să ne bucurăm! Ce faci, mamă, ne urmărești de acolo? Te uiți la noi? Ai văzut? A și venit lângă tine. Păi normal, mă, ți-ai luat decapotabil. Acum, ia uite ce succes ai la gagici. Sora mai mică a lui Iani și a lui Sorin a venit să locuiască definitiv în București. Și-a găsit de lucru și chiar un bărbat căruia vrea să-i atragă atenția. Când o să audă Iani ce ai făcut... E, crezi tu? Ce cred eu? Nu cred, sunt sigur. Și asta nu-i nimic?
Mai e ceva. Ia, ce mai? M-am îndrăgostit. Copil? Ia. De cine te-ai îndrăgostit? Din băiat de acolo, din casă. Radu. De Radu? Da, de Radu. Băi, ne poate cineva n-avei, mă, și tu pe ce să-ți găsești decât pe copilul ăla? Da, de ce? Bine, amândoi sunteți doi copii, dar numai că e mic, curât și nu te potrivești cu el. Și plus de asta am ceva personal cu băiatul ăla. Ba, e foarte drăguț și dulce. E drăguț și dulce? Da, dacă eu m-am îndrăgostit de el. Nu, e exclus să te îndrăgostești de un asemenea băiat. Da, de ce? Nu te îndrăgostești de nimeni, zic eu. Păi de ce? Ce ai cu el? Am eu ceva personal, mi-a făcut mie niște lucruri. M-ar fi? Mi-a furat nevastă. Acum e coroșcată. Știu că e coroșcată. Că am un plan diabolic cu roșcata asta. Îmi place cum sună. Ia zi. Vreau să-l fur. Super! Tu cu roșcata și eu l-am pe Radu. Asta a dat surpriză pentru mine. Nu. Eu o să am pe roșcată, tu o să ai un alt băiat. Dar nu pe Radu. Eu de el m-am îndrăgostit. De ce? Mădălin mai are de executat doar 2 zile din pedeapsă. Dacă vrea să-l elimine, Iani trebuie să se miște repede. Te pot frăție să treci. Ce face? Nu așa bine ca voi. Pe ce să fac, moșule? Mie îmi plac crimele. Tu ești pasionat. Zi, aveți o combinație? Ia fii atent. Tu știi pe Mădălin? Bă, la cu căpățâna aia, deci chiar aici. Îl știu, îl știu, ce e? Da, fii atent. Peste 2 zile trebuie să iasă. Așa. Eu nu vreau să-l văd. Tu vrei? Îți dai seama. Ești. Vreau una de produs. Am înțeles, ai înțeles perfect. Cutie de conserve sau ghena de gunoi sau tomberon, cum vrei tu. Nu mă interesează. Numai că nu vreau să-l văd. Dacă toată treaba e bună, îți dau și o 30 de minute la barbă. 40 mi-ar fi mai bine. Având în vedere că mi-e simpatic, o să-ți dau 35.000. Cu tu preț? Asta ca să te coafeze și pe tine. Un pic, acea pe boldenească. Bine, boss. Zi. Ne-am înțeles? Și până la... Păi mâine cel târziu, mâine, păi mâine trebuie să fie treaba. Spune-ne acum dacă ești în stare să duci treaba asta până la... Da, frate, nu sunt de acord. E sigur că ești în stare? Mușule, mă bazez pe tine, da? Specialitatea mea. Deci omul, asta e. Lift, ia și te mete în sus. Să fii cu minte, baba mea. Iată că Sorin se ține de cuvânt. Vrea să-i ofure pe Irina lui Radu să-i plătească pentru povestea cu Delia. Așa că trece la fapte. Bună, Irina! Irina, nu? Da. Ce faci? Da, bună, tu ești fostul soț al Deliei. Ce coincidență, nu ți se pare? Te-am văzut aici și nu știu, și m-am gândit să salut. Ok. Da? Mi-a părut bine. Stai, 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 unde, unde vrei? Stai. Unde te gălbești aici? Păi, trebuie să ajung acasă. Perfect. Hai să-mi imagine că te lasem. Nu, 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 e ok. Merg pe jos, e mai sănătos. E mai sănătos, stai un pic. E mai sănătos, dar e periculos. O fată așa frumoasă ca tine să meargă pe jos. Sorry, stai, 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 stai. Nu știu, dacă stai un pic un minut, o să-ți explic. Stai, un minut. Nu știu, am impresia așa că ți-ai făcut o impresie greșită despre mine și ai impresia că sunt un golan sau ceva de genul ăsta. Serena, asta nu e treaba mea. Și ți-e și un pic teamă de mine. Ți-am zis, nu e treaba mea. Da, da, vreau să ne cunoaștem mai bine, să-ți arăt cum sunt, să îți schimbi impresia asta greșită pe care o ai. Nu cred că are niciun rost, eu am un iubit, îl iubesc și nu am chef să fac altceva cu altcineva. Cine, e vorba de Radu, copilul ăla, care are 1 metru sub clanță și plus de asta am zis că nu te face fericită. Profită de ocazia asta pe care o ai acum cu mine, ai și tu un bărbat în fața ta și hai să vedem ce poate să iasă. Acum chiar ar fi bine să plec. A, și vrei cărțile? Normal. Ți le pot da cu o singură condiție. Ce condiție? Ia mână, că nu ți-am zis condiție. Să ne cunoaștem mai bine și să ieși cu mine la o cafea. Ți-am zis că nu se poate asta pentru că am iubit, înțelege? Atunci cărțile le-am găsit pe stradă, pare rău. Te rog, am nevoie de ele ca să învăț. Mă, uite, sunt eu așa un gentleman și nu pot să refuz așa o fată frumoasă ca tine. Poftim. Mulțumesc. Stai un pic, stai, stai. Dar cu întâlnirea noastră cum rămâne? Ți-am zis că nu se poate. Ce nu se poate? Nu se poate să ieșim la un suc? Fii atent, cum facem? Ai un pix aici. Dai mânuța, îți las numărul de telefon
așa? Și o să te gândești tu ce să faci cu el, da? Ia alegerea ta. Da? E ok? Și mă lași în pace. Promit. Te pup. Să ai grijă de tine. Și tu mă placi? Nu e adevărat. Eu iubesc pe Radu. Inspectorul Coman și Vlad Dumitrescu au ajuns la locul unde a fost descoperită prima probă în cazul Deliei. Ipotezele sunt îngrijorătoare. Mașina pare părăsită în grabă. Praf pe ea este destul de consistent. Da. După părerea mea, mașinuța asta zace aici de vreo câteva zile. Da. Așa se pare că e ceva de ceva timp aici. Există o bună probabilitate ca Delia să fi fost executată aici în pădure. Sau nu neapărat. Mi-aș dori din tot sufletul să fie în viață încă. Să sperăm că așa e. Of, of, of. Fetița asta s-a băgat în tot felul de combinații periculoase și tare mi-e teama ca una din ele să nu-i fi devenit letală. Ați pus o echipă să scotocească pădurea? Da, colegii sunt în zonă. Bine, bine. Metru cu metru. Domnul comisar, haideți repede în pădure, am găsit ceva. Să ne întoarcem la Vila Mariș. Eugen e amărât. Toată munca lui de viață a ajuns la mâna unor indivizi fără scrupule. Valeria însă e ceva mai veselă. Destul de nasoală situația. Avem numai 25% și nu mai e loc de mișcare. Din ce în ce mai prost. Până la urmă nu mă interesează nici firma, nici acțiunile. Chiar așa? Am să-ți dau două vești minunate. Serios? Minunate. Bune? Ba, extraordinar. Ia să auzi. Prima veste. Te rog. Și cea mai bună veste este că Andrei a început să meargă cu cadrul metalic. Ce vorbești? Deci, în curând va scăpa de scaunul ăla cu rotile peste. Măi, de asta da veste bună. Takeshi, să știi, Takeshi, el a făcut minuni pur și simplu. Să știi. Da, da, da. Și a doua veste este că Mădălin va veni poimâine acasă. Se va elibera. Aici am eu în scai rețineri. Știu eu, oare se va încadra, va reuși să-și revină băiatul ăsta? Tu ce zici? Ai, măi, tata, am vorbit cu el, s-a schimbat. Este un copil minunat. Ești sigură? Hai să vezi, hai să te convinci singur. Mă, una peste alta face parte din familie, asta e lucru cert. Aș fi cea mai fericită femeie dacă n-aș fi înconjurată de nenorociții ăia din casă. Și în special de Mircea, care mă scoate din minți, deci nu mai știu ce să fac. Vai de mine! Mă, să înțeleg că scumpa mea soție atât de mult ține la mine încât nu trece o zi fără să nu-și amintească de existența mea. Dumnezeule mari, mersi, draga mea. Uite, tată, vezi cum ascultă pe la uși? Auzi, draga mea, pe la uși ascultă fitul ăla, Mădălin. Eu eram în trecere și am auzit că spui ceva de Mircea, nu? Auzi, știu cât ești de mincinos, așa că nu e cazul să-mi dai mie explicația acum. Auzi, draga mea, mincinos am fost numai cu tine. Și știi de ce? Pentru modul în care m-ai putut trata toți acești ani. Mă, la sapă de lemn o să ajungi. Ai auzit, la sapă de lemn. A. Băi, ții aici, mă, casă de nebun. Ce vă certați așa? Că parcă sunteți în codru, ce aveți? Băi, voi sunteți mama și cu tata. Cum vă certați așa, mă? Parcă sunteți chiori, vă certați ca chiori, ce aveți? Păi viată-n voi acum câțiva ani de zile făceați dragoste, mă, ca nebuni așa și uitați ce ați conceput, acum vă certați, mă? Măi, Radu, acum 25 de ani era ceva, acum este cu totul și cu totul altceva. Iar măta, întotdeauna știu decât să țipe, nu este decât o cață, nici măcar în biserică n-ar fi în stare să tacă din gură. Și tu, Mircea, ești un nimeni. Bă, cațu, bă, nimeni, ia mai terminați cu prostiile astea ale voastre din cap și lăsați-o mai ușor. Mai oameni mari. Și copilul ăsta are dreptate. Păi da, așa și e. Voi vreți să mă faceți spre mine să plâng acum? Uitați-mă la... Ia, lasă lacrimile alea. Dacă nu vrei să plângi și dacă nu vrei să țip eu să-mi auzi mie vocea, spune lui taică tu să dispară din casa asta, să nu-l mai văd în ochii mei. Auzi, draga mea, să-ți intre bine în cap. Din casa asta nu o să ies niciodată. Mașina Deliei a fost găsită abandonată la marginea unei păduri, în timp ce echipajul de poliție a mai făcut o descoperire sumbră.
Uite, ia-l. Da. Îl pui într-o pungă de plastic. Da. Să nu-l atingă nimeni și da. Du-l la laborator. Am să înțeles. Vedem ce găsim pe el. Am înțeles, să fie aici. Ce credeți? Ne trăiește? Sincer? Habar n-am. Pantoful ăsta nu ne lămurește. Dimpotrivă, ne aruncă în ceață și mai tare. Este cert că i-a căzut în mod involuntar, dar în ce împrejurări nu ne putem da încă seama. Luptă, răpire, asasinat. Vom vedea. Ionuț locuiește când cu mama, când cu tata. Iar în timp ce mama se ocupă de educația lui, Radu îl învață cum să se descurce cu fetele. Ce faci, băi, Shaolin? Uite, am agățat niște gagici noi pe mesă și am zis să-mi fac o poză mai matură, să apar și eu mai... Băi, copilule, ce te-am învățat eu, mă? Când eram eu de vârsta ta, în capul meu era numai învățătură, mă, școală, școală și iar școală! Tată? Hai să fim serioși, nici tu nu te crezi ce zici. Băi, fii atent aici, eu am fost la o școală, la mine în clasă erau numai gagici, pe cuvântul meu, și cu toate că erau numai gagicile alea în clasă, eu stăteam numai cu cartea în față, mă, stăteam cu cartea în față, așa, ca să mă ascund după aia să le văd mai bine. Așa că ai grijă de ce faci de acum încolo la școală, da? Păi, ce prostie am mai făcut? Stai acolo. Stai mai acolo că mă enervezi, ce înseamnă asta? Dar vreau și să văd mesajul că sunt curios. Fii curios în banca ta. E bine, dar atunci nu-ți mai zic faza marfă cu Irina. Nu-ți mai zic faza cu Irina. Arată mesajul prima dată. Bine, mă, hai vine. Mi-e deja dor de tine, în curând, așa cum ți-am promis, vei fi al meu. Ne vedem mâine. Iulie. Cine e noua menajera? Da. Te buc combina cu ea? Șșșt, duci-mă din gură că te aude în toată casa. Cum adică să mă combin cu... Șșt. Într-adevăr, se cam dă la mine tipa asta, dar nu mă țin tare, e bună rău de tot, dar am zis că mă fac băiat cu minte, nu mai fac prostii. Las că după când ești eu, sigur o să cal strâng și o să o pierd pe Irina. Ești tu sigur? Băi, pe Irina o iubesc și nu o să o mai las de data asta, așa că nu mai fi tu atât de calculat, le știi tu pe toate. Păi, și tu calculezi câte gagici ai... Hai, lasă prostiile, zi-mi ce vrei să-mi zici de Irina, hai. Păi să știi că e o fază foarte interesantă și ciudată. Faza cu Irina nu există. Cum adică? Cu atâta treabă pe cap, Adrian pierde adesea noțiunea timpului. Uită să mănânce sau să plece spre casă. Noroc cu cei dragi care se gândesc la el. Surpriză! Dar ce surpriză! Ia uite pe cine avem o vizită! Ce mai faceți, fetele? Trecând pe aici prin fața secției, ne-am gândit să-ți facem o vizită, nu? Înseamnă că n-ați venit la poliție, ați venit la mine. Da, fi normal. La așa o surpriză, nu pot să răspund decât cu o surpriză. Vă invit la masă. Dar până atunci, luați puțin loc. Mulțumim, ok. Dați-mi voie să vi-l prezint pe noul nostru coleg, Vlad Dumitrescu. Cornelia Angel, da. Mă bucur. Maria Mariș. Vlad Dumitrescu. Pare bine. Vlad, îți reamintesc că este nora mea. Lasă mâna fetei, jos. Să vă trăiască. Mulțumim. Domn comisar. Ia spune-mi, ai reușit să te gătești la ce te-am rugat? Ai găsit... Cu psihologul? Da. Sincer, nu, dar o să întreb. Te rog. Psiholog? Aveți nevoie de un psiholog? Da. Fiica mea a trecut printr-o perioadă mai dificilă. Așa. Și ar avea nevoie de câteva ședințe la un psiholog. Păi, știți, eu am terminat psihologia. Așa este. Vlad este licențiat în psihologie și este specialistul secției în materie. Îl folosim de câte ori este nevoie în cazurile noastre. Da, dar eu aș dori o doamnă psiholog. E o problemă mai delicată și nu ai avea cum să o înțelegi. Dă-mi voie să spun că din experiența mea de psiholog, să știi că am învățat cu o femeie să deschide mult mai ușor în fața unui domn psiholog. O să mă gândesc. Bine, chiar cred că te pot ajuta.
decizia ți aparține până la urmă. Promit că o să mă gândesc. O să ne mai gândim la asta. Haideți la masă, ce mâncăm bună seara asta? Hai să vedem în oraș. Fiți invitatea mea. La revedere, mi-a părut bine. La revedere, și mie. Mi-a părut foarte bine. Ce faci, bă, tăticule? Ai văzut-o pe tipa asta? E foarte interesantă. Irina e confuză. Întâmplarea de ieri a pus-o oarecum pe gânduri. Nu e obișnuită să fie curtată pe ascuns și nici să păstreze secrete în inima ei. Radu! Stai că vreau să vorbesc ceva cu tine. Da, știu, vrei să-mi spui că mă iubești și eu te iubesc mult, dar asta știu deja, puțin mai târziu. Nu, altceva, hai te rog. Altceva? Două secunde. Mă așteaptă eu, nu-ți am puțină treabă cu el și când mă întorc, facem puțină dragoste și pe urmă stăm și de vorbă, dacă mai avem timp, da? Te iubesc, pa! Pa! Diana? Da? Ce faci? Bine. Ai un pic de timp? 2 minute? Normal, pentru o prietenă și mai mult. Ia zi, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, dar, mă rog, s-a întâmplat. Ce-i cu tine? Ești foarte impacientată. Știi pe băiatul ăla, Sorin? Din familia aia, Miron? Băiatul ăla simpatic? Da, îl știu, așa. Bun, îl știu, da. Ne-am întâlnit ieri pe stradă și m-a invitat la o cafea și m-a luat cu tot felul de faze din astea, că ești frumoasă, că... Și ești într-o dilemă, nu știu dacă să zici cu el la cafea sau... Nu, nici mă gândesc la asta. Nu știu dacă să-i zic lui Radu. Haide-mă, cum să-i zici lui Radu, ai nebunit? Tu vorbești serios? În primul rând, nu-i spui lui Radu, în al doilea rând, te duci cu Sorin la o cafea. Nu, cum să mă duc cu Sorin la o cafea? Nu! Dar de ce nu te-ai duce cu Sorin la o cafea? Da, care dar nu mă interesează Sorin. E un gentleman, ar trebui să te intereseze când îl vezi pe Radu, care e una femeia, ci l-ai pe lângă. Nu e adevărat, Radu s-a cumințit. Cum și faci că îl vezi pe Radu? Hai să-ți spun ceva. În primul rând, un bărbat nesimțit va rămâne nesimțit toată viața, da? În al doilea rând, un bărbat care e gentleman va rămâne un gentleman toată viața. Nu este foarte clar, te duci cu Sorin la o cafea și cu asta basta, o să vezi că experiența pe care o să o prinzi cu ocazia asta o să te ajute în relația ta cu Radu. Nu, Diana, deci Sorin nu mă interesează, nu mă interesează, nu despre asta e vorba. Dar lasă asta, ia zi, tu ești cu cineva acum? Am trecut de la subiectul tău la subiectul meu. Bine, da, eu sunt cu cineva, dar e din categoria aia nesimțiților, deci nu o să mai fiu cu el, așa că... Dar oricum am pus ochii pe un domn. Sigur, unul nou, bine, va trebui să lucrez puțin. Pentru că e cu cineva, dar nu e asta o problemă. Deci să revenim la discuția noastră. Lasă-mă pe mine. Nu e asta o problemă, nu? Nu e asta o problemă. Revenim. Tu o să ieși cu Sorin la o cafea și cu asta basta. Iar Radu nu o să afle nimic, ți-e clar sau nu? Dar eu îl iubesc pe Radu, să fie clar. Bine, cum zici tu, dar crede-mă, e mai bine așa. Sabie, un deținut condamnat pe viață, s-a înțeles cu frații Mamiron să-l lichideze pe Mădălin. Imediat și-a cerut mutarea la el în celulă. Ia-mă mâna după mine, mă! Ce faci, mă, Sabie, aici? Mă gândeam că e singur pe aici, știu, te plictisești să-ți țin de urât. Băi, Sabie, eu mâine mă eliberez, înțelegi? Și o noapte de plictiseală, crede-mă pe cuvânt, chiar nu mai contează. Ce bine de tine că te liberezi. Eu sunt pe viață aici. Bă, sincer să fiu, încă îmi pare rău. Dar, pe parte, eu mă bucur că ies de tine, pare rău că stai o viață întreagă aici. Nu o să poți să duci la familie, nașpa. E și nașpa, dar e și bine. Bine? Da, deci, e bine. De ce, mă, Sabie, e bine? Păi e bine pentru că nu mai au ce să-mi facă. Oricum nu mai am nimic de pierdut. Nu mai am nimic de pierdut. Nu mai au ce să-mi fac. Da, boss, e ca tine. Eu acum o să te las, că mă bag un pic la somn. Păi ce faci, frate? Te culci ca bebeluș și la prânz? Bă, măi, m-a dus să mă văd cu ai mea, așa că trebuie să fiu odihnit. Somn de frumos, să ținam ce să-ți fac. Bine, mă, Dăline. Noapte bună sau somn ușor, cum vrei să zic. Somn ușor, Sabie! Doar de câteva zile în casa Mariș, Iulia nu pierde timpul.
orice prilej, cât de mic, e perfect pentru a-l seduce pe Radu. Ce bine, mă! Am venit să-mi iau de băut din frigider. Nu-i așa? Da, puțin. Dacă nu ai un pupic, te las. Nu. Știi, în CV-ul meu, probabil că ai văzut tu că e trecut că eu sunt un afemeiat. Dar de atunci a trecut mult timp. Și eu, pe cuvânt, că nu mai practic sportul ăsta. Sunt băiat cu minte. Radu, se vede în ochii tăi că mă dorești. Aoleu, eu te doresc? Nu. Stai un pic, e atât de evident? Da, mă vrei la fel de mult cum te vreau și eu. Nu. Hai să vreau. Eu te vreau pe tine. Cred că ai înțeles tu lucrurile greșit, să știi. Cred că ți-ai... Ia, Doamne, cum ne mai jucăm. Hai, ce zice dacă am schimbat subiectul? Nu știu, să vorbim despre cu totul și cu totul altceva. Cum ar fi? Radu, tu nu trebuia să fii cu Ionuț? Ba da, am venit doar să-mi iau ceva de băut. Să ții ceva de băut și băutura nu-i în frigider? Ba da, e în frigider. Iartă-mă. Hai să mergem. Uite, că te-am prima dată cu femeia asta, nu știu ce-ți fac. Și că n-ai văzut nimic. Poftim. Mai tu cum îți permiți? Hai să mergem. Răducule, iubirea mea. Pentru câteva zeci de mii de euro, Sabie trebuie să-l trimită pe Mădălin pe lumea cealaltă. Așteaptă doar momentul perfect. Eu iubesc frumosul, da, adică pe tine te iubesc. Dacă ea s-a combinat cu Radu, nu știu, o devastez, o ninorocesc, o omor. Zic pentru ultima dată, nu te mai lua de Radu, că o să ai de-a face cu mine. M-ai dezamăgit atât de mult, încât mi-a pierit toată încrederea în tine. Pe ce eu nu te voi mai crede? Eu n-am făcut absolut nimic, astăzi am așa și-a întrebat să mine în cameră, să nu am de la capăt cu lucrurile, să te rog. Machiată cu fustă scurtă și acum te bâlbâi când apar eu, nu? Păi cel mai frumos să râd din viața mea. Da, știu, n-a fost rău deloc, dar oricum, în casa asta nu se poate, da?